instrumente tradiționale românești. Am învățat să cânte când eram ca voi, așa, în vârsta voastră. Făceam și eu mei, ca fiecare la țară. Și aveam un fluieraș, mai întâi, așa, mi l-a făcut cineva, din soc. Și de la fluier m-a înscris la mai multe instrumente, că am înțeles că ăsta ne reprezintă oriunde am merge în lume. Dacă porți un costum popular și cânti folclorul local de unde te-ai născut, reprezinți ceva și o valoare. O să vă prezint instrumentele mele pe rând și o să le comentez. Ăsta este cavalul și îl numesc regele instrumentelor mele. Că sună foarte duios, o să vă convinteți și voi, de atât l-am numit regele instrumentelor populare. Este puțin mai mare ca și dimensiune, că e făcut după degetele mocanilor. Aveau degetele groase și îi făceau după mărimea degetelor. Când așa.